proiectul a fost lansat de Transparency International România, împreună cu Federația Agricultorilor, Fermierul și Sindicatul Țăranilor și Proprietarilor Români, iar inițiativa este cofinanțată din Fondul Social European, prin programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se desfășoară până în noiembrie 2015, iar în luna august, tinerii antreprenori își vor putea depune proiectele de afaceri care vor intra în concursul național Idei Inovative Antreprenoriale. Concursul oferă premii substanțiale, în valoare de 60.000 de lei pentru locul 1, 40.000 de lei pentru locul 2, 20.000 de lei pentru locul 3 și două mențiuni a câte 10.000 de lei. Totodată, câștigătorii vor beneficia de sprijinul Federației Agricultorilor, Fermierul, pentru elaborarea și implementarea proiectelor și pentru identificarea resurselor financiare necesare cofinanțării proiectelor. Potrivit președintelui Federației Agricultorilor, Fermierul, scopul acestui proiect este acela ca peste maximum 3 ani, 5 dintre afacerile acestor tineri, cele mai importante, să devină afaceri la cheie. La final, aceștia vor fi pregătiți în special pentru vânzarea produselor, pentru accesarea de fonduri și pentru asociere, pentru că asocierea este viitorul în toate domeniile, mai ales în agricultură. În plus, se vor organiza conferințe în fiecare județ pentru diseminarea informațiilor legate de proiect și se vor selecta tinerii cu potențial antreprenorial din mediul rural. Pentru a fi cooptat în acest proiect, ca studii este necesar minim liceul. În acest program vor avea loc și cursuri de antreprenoriat, de calificare, de lucrător comercial și agent de pază și ordine, pentru că în mediul rural există cerere mare pentru aceste meserii și tinerii se pot angaja imediat. Pentru cursurile de antreprenoriat, cei 15 tineri selectați din fiecare județ vor participa la concursul de idei inovative de antreprenoriat. Programul face parte din axa prioritară 5, promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de intervenție 5.2, promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă.